S-au aplicat amenzi usturătoare cu privire la nerespectarea măsurilor de siguranță împotriva răspândirii noului coronavirus. Peste 80 de societăți comerciale și aproximativ 450 de persoane au fost verificate de către oamenii legii. Valoarea totală a amenzilor este de 23.000 de lei în doar 24 de ore. Pentru faptul că nu purtați mască de protecție, o să primiți o sancțiune contravențională, conform legii 55, și vă rugăm ca pe viitor, pentru prevenirea și răspândirea virusului COVID, să purtați mască. Da. Vă ofer o mască de protecție și vă rog să semnați procesul verbal. Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus, oamenii legii au intensificat activitățile de verificare a modului în care se respectă măsurile de siguranță impuse în această perioadă. În acest weekend, polițiștii au verificat aproximativ 1200 de persoane și peste 190 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul fiind siguranța cetățenilor. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 254 de sancțiuni contravenționale, dintre care 196 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare de peste 39.000 de lei. De asemenea, au fost verificate 80 de mijloace de transport în comun. Vă recomandăm să păstrați distanțarea socială, să purtați masca de protecție, să respectați modul de organizare al evenimentelor și să nu vă expuneți la riscuri.